Deja au avut o noapte albă, au ieșit pe șosele să-i vâneze pe șoferii care s-au urcat la volan după ce au băut și au avut multe amenzi de scris și dosare penale. Pe un șofer în stare de ebrietate l-au ridicat chiar din pat. Cu puțin timp înainte, acesta a trecut peste un pieton. Deși a băut peste măsură, șoferul s-a urcat la volan. N-a ajuns departe pentru că un pieton care era de asemenea beat i-a ieșit în cale. Un conducător auto aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, cu alcoolemie de 0,7 mg alcool pur în aer respirat, a acroșat un pieton și acesta aflându-se într-o stare avansată de ebrietate, 1 la 1000 miligrame alcool pur în aerul expirat. Șoferul nici măcar nu s-a obosit să vadă dacă bărbatul pe care tocmai l-a lovit este bine. Era căzut jos și mi-a trecut pe lângă și după am evitat mașina, era oprită în mijlocul drumului și după am oprit. Și noi să vedem despre ce e vorba. După câteva momente, șoferul a plecat mai departe. Polițiștii l-au găsit acasă. Dormea. Când se va trezi din beție, omul va trebui să tragă ponoasele grozăviei sale. Se întormesc acte pentru cercetarea conducătorului auto, pentru conducerea auto sub influența băuturilor alcoolice cu alcoolemie peste limita legală, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încredințarea organelor de poliție. Nici ceilalți polițiști din Dej nu au stat degeaba în această noapte. Au amendat 27 de șoferi turmentați și au reținut 6 permise de conducere.